Vă salutăm, distinși consumatori de podcast nefiltrat. Exact, ne-am întors, ca bumerangul. Domnilor și domnilor, stimați podcast ascultători și spectatori, în podcastul de astăzi o avem invitată pe Tina Crețu. Este brand marketing, nu, încă o dată, digital marketing manager la KFC. Este, mă! Mamă, deci ce incredibil de varză sunt cu ținut minte chestii. Dar am zis numele bine. Devin din ce în ce mai bun la chestia asta, știi? Nu strica numele invitatului, Marian. Am invitat-o pe Tina pentru că este o persoană de la care cred că cu toții avem ceva de învățat. Și eu, și voi. Asta pentru că colonelul, printre mișii săi pe pământ, face niște chestii foarte mișto în ultima perioadă, de vreo 5 ani, cred. Aveți tot felul de proiecte super șmechere pe digital și în social media, implicit. Și a zis, bă, hai să vorbim despre chestia asta astăzi. Așa că nu se putea să revenim cu ceva mai bun decât cu un trimis dintre colonelului, doamne și domnilor. Propun să înceapă podcastul Crăciun fericit la toată lumea. Aplauze! Hai că m-am descurcat bine pentru intro, am văzut de ce. A fost bine. Deci avem aici multe întrebări pentru tine și chiar sunt curios ce o să răspunzi. Sunt câteva întrebări și acolo o să și zic, acolo ai o întrebare la care chiar eram foarte curios să aflu răspunsul. Mai întâi de toate zic să începem cu o întrebare direct intrat așa în Crispy Strips. Intrăm direct în Crispy Strips. În sosul de usturoi. Intrăm în sosul de usturoi cu o întrebare forță. Cum e să lucrezi la KFC pe partea de comunicare? Tu de cât timp lucrezi acolo? Păi eu lucrez de 4 ani la KFC, dar în mod direct. Dar indirect lucrez de vreo 7, pentru că înainte să ajung la KFC am lucrat în agenția care lucrează cu KFC. Povestea mea e cam așa. Am început în zona de PR. Uh-huh. Lucram la Munchen pe partea de tehnologie și mi-a plăcut super mult zona asta și am zis că ce-ar fi să fac o schimbare și m-am mutat la digital, la MRM și ei lucrau cu KFC. A fost primul meu client de acolo, bine, pe lângă Unilever și alții. Și cumva am ajuns să mă dezvolt atât pe partea de online, cât și pe partea de noi industrie. Tu ce funcție aveai? În ce departament? Client service. Da. Adică legătura cu clientul. Exact. Client service-ul e podul dintre creație și client. Trebuie să-i mulțumească pe toți. Creativul este geniul înțeles, care tot timpul vine cu idei super îndrăznețe și nebunești. Clientul vrea niște chestii logice, adică nu cai vers pe pereți, și aici o luptă să egalizezi cele două forțe ale naturii, creativul și clientul. Da, și client service ia toată... Da, le ia din toate părți. Ia toate bucățile de pui. Clientul, ce e nebunia asta? Creația nu trebuie să vinzi asta, era super fun. Da. Și cât timp ai lucrat așa pe partea de client service pe... 3 ani am lucrat pentru KFC, apoi la fel am decis că e momentul să mă dezvolt și am hotărât să plec din agenție și în momentul în care am anunțat la client, băi, vedeți că plec, am făcut o masă mare și le-am zis, îmi pare rău, adică eu chiar lucram cu mult drag pe KFC, le-am zis că plec și după întâlnirea aia, actualii mei colegi au făcut o întâlnire în birou și au zis ce ar fi să luăm pe Tina la noi, că oricum n-avea om pe digital, crescuse mult proiectele. Ce tai. Și m-au sunat și mi-au zis, băi, nu vrei să vii la noi în echipă și peste 2 luni am reîntregit echipa, doar că din altă poziție. E super satisfacție să te vrea omul cu care ai lucrat atât timp, da, de la client, e super, da, tare senzație. Marfă, da. Și ai ajuns acolo, ai ajuns în găleată, în exact. Găleata, în bachetul cu bunătăți. În bachetul cu bunătăți, da. Ideea e că noi făceam super multe proiecte, cum ziceai și tu, premiate, internaționale, whatever, și a fost un challenge foarte mare, cumva, pe de-o parte că trebuia să diluez cu foștii mei colegi, da, și să le zic, băgați-vă mințile. Acum, de data asta, erai la modul, a trebuit să fii tu de partea aia, hai să temperăm situația. Exact. Eu știu bine cum se lucrează acolo la voi, dar... Da, în cazul ăsta se visau pui verzi pe pereți? Cred că întotdeauna s-au visat pui verzi pe pereți. Adevărul e că la nivel local, cel puțin și prin agenții, KFC e un client dorit, pentru că am făcut chestii mișto, avem o platformă de comunicare foarte bine pusă la punct și e super ofertantă. Și atunci... Mai ales că vezi background-ul, vezi cât de îndrăzneț a fost până acum și zici, a, deci se poate. Se poate, da, și tot timpul oamenii din creație, mai ales, vin cu tot felul de idei, nebunești...
pe care chiar, nu știu, unele dintre ele ne-au plăcut foarte mult, doar că din anumite considerente n-am reușit să le punem în aplicare, dar tot timpul avem un sertăraș de unde mai scoatem din când în când. Cât o bunătate, știi? Da, cât un copănel. Și cum e? Cum e efectiv? Cum arată o zi de muncă dintre ale tale? Trebuie să zic că eu lucrez pe toate brandurile noastre. Noi suntem un grup de operatori din industria de restaurante. Lucrez și pe Taco Bell și pe Pizza Hut, Pizza Hut Delivery. Și deci sunt patru branduri. Patru. Taco, sunt trei. Taco, da, Pizza și da, KFC. Da, Pizza are și brandul separat de delivery. Exact. Mostly, na, avem statusuri pe fiecare brand în parte, atât cu agenția cât și între noi în echipă, și noi funcționăm interdepartamental, să-i spunem așa. Adică suntem în departamentul de marketing, dar avem mai multe divizii. Avem divizie de online, care fac și eu parte, online și social media suntem noi. Avem PR și CSR, avem brand managerii care sunt practic cei care gestionează toată comunicarea de brand, mai avem ceva care se numește New Product Development, sunt oamenii care inventează produsele noi. Am cunoscut când am fost în, asta s-a întâmplat în Dallas, la sediu IAM, și acolo ne-a arătat unde se întâmplă, cum ar veni șeful, tipa care e un soi de șef, dar e un soi de... nu știu, inventator șef, știi? Care la fel zice, mamă, pentru piața asta am observat că merge foarte bine genul ăsta de produs, așa, hai să facem un triplu burger cu nu știu ce, știi? Da, ei lucrează foarte de aproape cu echipa de research și noi avem un om care se ocupă de strategie și practic facem studii pe consumatori și vedem ce ar putea să prindă și evident îi dăm și un flavor local. Adică avem produse pe care le importăm, să zicem, între ghilimele din afară, dar avem și produse pe care le facem local, cum e sosul de usturoi, de exemplu. Da, exact, sosul de usturoi nu mai e în nicio altă țară decât în România? Nu mai e în nicio altă țară și toți oamenii care vin din alte țări reprezentați KFC sunt înnebuniți, pleacă de aici cu sacoșa. Cu pachetele, cu sacoșa, nu știu ce. Trafic, știi? Da. Pablo Escobar cu sosuri de usturoi. Am și o poveste amuzantă, apropo personală, de legată de chestia asta. Am stat în Barcelona vreo 2 ani, înainte să lucrez în comunicare și aveam un deal cu toți oamenii care veneau la mine. Aveam un traseu foarte bine stabilit, se opreau la băneasa la drive-thru, mi-am luat 20 de sosuri și când ajungeau la ușă îi puneam să bată și să-mi arate punga de la KFC, altfel nu intra. Stai puțin să ne înțelegem, înainte să lucrezi în comunicare, adică înainte să lucrezi, da, cu clientul ăsta, exact, tu erai... Era mega fan. Wow, ce tare asta, ce tare! Și la birou aveți sosuri de usturoi? De, aveți stash? De... nu, dar avem restaurantul jos și atunci mergem de fiecare dată. Voi aveți sediu pe două bani, nu? Exact. Pe Edu Urban, am zis, amândoi este din Colentina, fun fact. Yes. Tina din Colentina. Da, am zis, pă Edu Urban. Ce tare. Nu mă arăt să ai KFC-ul la parter. Da. Se poate și la noi aici la Quip să facem un KFC la parter, vă rog frumos? tare. A doua întrebare era cum ai ajuns să faci asta. Altceva n-a fost și am ales să fac bani din asta. Vezi că încurci cartierele. Da. Încurci cartierele, băiatul meu. Uite, vorbeam de proiectele pe care le-ai avut. Care sunt proiectele de care ești cea mai mândră? Că trebuie să ai copiii tăi acolo, știi? Am mulți copii. Între ghilimele. Fac și eu asterisc. Am multe proiecte pe care am lucrat cu super mult drag, evident începând din agenție. Primul pe care o să-l menționez întotdeauna e distracție cu bani puțin. Da, a fost tare ăla. Da, a fost, cred că, prima dată când o campanie din România a ajuns viral global. Exact, și am fost super lăudați de echipele din afară pe ideea asta. Cumva, pentru cei care nu știu, i-am provocat pe fanii noștri să refacă imagini de pe Rich Kids of Instagram. E o pagină de Insta cu oameni bogați, look și opulență. Look și opulență și oamenii au reprodus pozele alea cu bani puțini. Într-un mod funny, dacă era cineva care avea, nu știu, un tigru sau era într-o poză cu un tigru, cineva și-a făcut o poză cu un tigru de pluș. Și Bunescu, da, tovarășul meu, era o poză cu unul cu un elicopter și el avea un elicopter mic așa, pe umăr, foarte tare, dar mișto de tot campania. A ajuns în BuzzFeed, în Mashable, adică s-a dus... Da.
chiar am luat și multe premii cu ea și a ajuns chiar și în ziare. Țin minte, nu știu, un jurnal sau așa, am pe la birou de pe vremea aia cu campania. Și atenție, a ajuns organic, pentru că se mai practică tactica asta prin publicitate, facem chestia asta, cumpărăm niște advertoriale, uite, am apărut în New York Times. Da, da, ai plătit ca să ajungi acolo, sau cum mai sunt ăștia, mai au premii prin Statele Unite și sunt alea. Nu, ei au ajuns organic, efectiv, oamenii au văzut, mamă ce tare, aici e zema să ajungi organic. Aici e sosul, nu zeamă. Aici e sosul. Exact, și ne-am dat seama că s-a întâmplat chestia asta pentru că noi tot timpul în campaniile noastre, nu doar de online, în general, folosim niște insight cu care oamenii relaționează și oamenii tot, cred că toți făceau mișto cumva de Rich Kids și au zis, băi, o facem noi pe stilul românesc și cred că de asta a funcționat super bine, că oamenii s-au conectat. Acum așteptăm Rich Kids of TikTok. Exact. Pentru că acum pe TikTok asta e șmecherea, cu mașini, cu alea, și acum s-a dus în zona asta, acolo trebuie să vedem cum se poate face pe TikTok. E nou val. O să am o întrebare și pe bază de TikTok, cred, pe aici, pe undeva. Mai zi din proiectele alea șmecherele tale. Păi după aia am continuat. Copii. După aia am continuat cu Vacation, tot așa, tot o campanie în care oamenii își făcuiau vacanțele. Practic, cei care erau nervoși, să zicem, că prietenilor sunt în vacanță și pun poze pe social media, le-am oferit niște tool-uri în care ei puteau să făcuiască cu degete, cu poze, cu... A fost... Cu poza aia de la avion, exact. Cu geamul de la avion. Da, 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 la mașina de spălat și tot. Am făcut chiar și niște content video atunci, deci puteai să ai, să pară că ești pe o barcă, te plimbai printre niște insule, a fost tot așa o nebunie și aia a funcționat super bine. După aia mai am una, se numea Wi-Fi Test, avem și niște campanii în zona de educație și practic îi ajutam pe tinerii de liceu să învețe pentru BAC și am zis că nu vă dăm internet la noi în restaurante decât dacă sunteți în stare să răspundeți la niște întrebări de BAC și la fel a fost super, cu super mare impact. Dar de departe proiectul, să zic, de care sunt cea mai mândră de când am venit la KFC, astea au fost exemple de când eram în agenție, e Social Entertainment Channel. Practic e conceptul, platformă pe care l-am gândit noi pentru canalele de social media și prin intermediul căruia facem content. Și content din ăla la care chiar vrei să te uiți, nu vrei să-i dai skip. Un fel de... Seriale. Pe scurt, v-ați transformat, deci un brand de food s-a transformat într-un creator de seriale. Sunteți un soi, cred că o să ajungeți pe Netflix la un moment dat sau ceva de genul, știi? A fost unul dintre obiective la un moment dat, pe parcurs am renunțat la el, dar chiar am îndrăznit să credem că suntem un Netflix pentru tineri, zicem noi, și am fost singura țară din universul KFC din lumea IAM care a făcut chestia asta și la fel am ajuns best practice internațional. Mamă, ce tare asta. Am primit un recognition, îi zicem noi, o cartolină așa, pe care scrie acolo Netflix, KFC, the new Netflix. Ce tare de asta. Din afară, da. Deci, nu doar că România e unică prin faptul că are sosul de usturoi, mai are și chestia asta. Da. Social entertainment. Și vreau să zic că am povestit foarte mult în alte țări despre asta. Adică oamenii chiar au fost curioși să vadă cum e procesul. Au vrut câteva țări chiar să ia dintre serialele noastre, dar fiind filmate în română, e mai greu cu adaptatul. Adică nu cum ar fi să ajungă gen viarele? Cum e Casa de Papel, că e în spaniolă. Da. Dar spaniola are un avantaj că e a doua limbă vorbită pe planetă. Bă, dar cum ai uiți să ajungă română, știi? Toți cântau aia, maia, hi, maia, ha, acum să fie, știi? Mamă, ce tare asta. Deci, și zi-mi de astea, eu știu trei seriale pe care le-ați avut. L-ați avut pe ăla cu Social Me, ăla cu Random și ăsta ultimul care a apărut acum, The Croppers. Da, am avut patru, de fapt, și un experiment. Experimentul l-am gândit pentru lansarea sosului de usturoi. Insight-ul din spate era că cine te iubește cu usturoi, te iubește cu adevărat. Și, practic, le-am dat unor oameni un challenge să se sărute după ce au mâncat usturoi și le-am filmat reacțiile. Deci, trebuie să vă uitați pe YouTube. După ce a mâncat doar unul usturoi sau amândoi? Unu. Aici ce provocare. Și celălalt nu știa că el a mâncat usturoi. Și vreau să zic că au ieșit niște scene atât de dramatice, curge așa o lacrimă, deci trebuie văzut. Ce tare. Da. Ce, punem link în descriere către el, chiar sunt curios. Nu l-am văzut pe ăsta. Dar la noi în familie avem o înțelegere. Dacă mănâncă unul usturoi, trebuie să mănânce și celălalt. Adică aia e usturoi, usturoi. Știi? Usturoi până la capăt. Usturoi, go in, all in, știi? Da, și
am început cu social media, cum ai zis și tu. Practic am expus povestea brandului. Ne comunicăm pe o platformă care se numește, mă rog, pe scurt, Fii pe bune, nu perfect. Vrem să le arătăm tinerilor că e ok să fie așa cum sunt ei, nu trebuie să fie ceva ce nu sunt. Și nu doar tinerilor, cred că e valabil pentru toată lumea. Amin. Apoi am zis să facem un pas mai departe. Am făcut tot felul de experimente cu social entertainment channel. Am zis să lansăm un produs doar prin comunicare online, fără TV, fără radio, fără genul de mix pe care îl folosim în mod obișnuit. Și am făcut Friendzone, am lansat Boxmaster. Practic era povestea unui tip care le ducea pe fete la KFC și dacă voia să vadă dacă e băgat sau nu în Friendzone. Dacă fetele mâncau Boxmaster, care e un rap așa mare, cu de toate, însemna că e clar că nu mănânci un rap la un first date. Și însemna că eu sunt atât de confortabil în prezența lui încât l-au băgat în Friendzone. Și săracul era testul suprem. Cumva i-am dat produsul lui un rol în serialul ăsta. N-am vrut să fie pus cu mâna, nu era product placement. Da. Și a funcționat foarte bine cu campania asta. Am luat primul nostru gol defi. Deci n-am luat cu toate campaniile, cât oricât de succes au fost, n-au fost mai tari ca. Pentru cei care nu știu, EFI este un festival de publicitate internațional. Nu, EFI e de la noi. Eficiență, nu, e internațional, dar e eficiență în marketing, adică măsoară nu doar creativitatea, cât și impactul pe care l-au campaniile în vânzări. Da, dar e făcut, e la România? E internațional, se face și în România. Se face e și american. Ah, e american. Da. Ah, ok. Și unde a avut loc asta? La Palm București, la Ateneu, anul trecut a fost pentru branded content. Am Da. Ăsta chiar măsoară vânzările, că chiar un festival care nu măsoară like-urile, ci vânzări, eficiența. Exact. Da. Și deci chiar a funcționat. A funcționat foarte bine, cred că nu știu să zic exact, am depășit cu vreo 100 și ceva la sută estimările și am păstrat și produsul în restaurante după încheierea campaniei. Noi avem la fiecare campanie două luni de comunicare și apoi unele produse se delistează, dar ăsta, pentru că a avut atât de mare succes, am decis să-l păstrăm în continuare în restaurant. Bombă, tare. După aia am zis, hai, ce putem să mai facem? Că, na, e ușor să faci o chestie nouă, dar curând alte branduri din industrie au început să copieze chestia asta și ne-am gândit că e trebuie normal, să fim, da, cu un pas înainte. Și am zis să facem o campanie super integrată, noul 360, ne-a plăcut nou să zicem, ne-a plăcut formula asta, în care serialul era în centru campaniei. Am făcut pentru campania ceva random, de care ziceai tu, o campanie pe care am avut-o și în trecut, adică nu era prima dată, nu lansam pentru prima dată, dar serialul l-am folosit, TV-ul era trailer, de fapt, pentru serial pe TV. A fost prima dată, la fel, când cineva a făcut chestia asta. Și rezultatele la fel au fost super, super bune. Am depășit vânzările cu un an anterior cu vreo 16% pe același număr de restaurante, ceea ce e greu de făcut după atâția ani. Marfă. E marfă că și puteți măsura, știi? Da, e da, mare, da. Asta e mare avantaj. Păi, de asta i-am și asociat un produs. Atunci când ai o campanie de brand, e mai greu. Măsori niște indicatori de imagine exact. Și știm că, nu știu, suntem cel mai iubit brand sau rata de engagement a fost mai mare decât în alte campanii. Da, și asta oricum, ăsta că cel mai iubit brand e făcut pe un eșantion de 1000 de oameni sau ceva de genul. Oricum, nu știi exact cât de sigur ești. Teoretic e reprezentativ, dar na. Practic n-ai de unde să știi exact, dar în schimb acolo vezi că s-a vândut produsul, vezi că omul a scos banul din buzunar și a luat produsul. Poți să faci un return on investment și îți dai seama că a funcționat chestia. Foarte tare. Și, într-adevăr, anul ăsta am lansat The Croppers, care vorbește din nou despre fii pe bune, nu perfect. E, practic, despre fakeness în social media. Deci, paranteză, da. Eram, nu mai știu când, acum multe luni, când ați dat drumul la teaser pe piață. Era frumos pe Instagram, pe Facebook, erau ad-uri cu ăștia. Noi suntem noua agenție, noi îți facem, te cosmetizăm, pa. Și m-a întrebat cineva, eram la Dallas Go, la cursul Monica Gitaru m-a chemat să vorbesc și m-a întrebat cineva, ce părere ai despre chestia asta? Și am zis, eu pun pariu, dar să nu ziceți mai departe, pun pariu că e campanie KFC. Numai KFC putea să vină cu ceva de genul ăsta, știi? Așteptați! Și după aia, v-am zis eu! Adevărul e că au mai fost și alții care au zis asta, că a fost ceva în copy, nu mai țin minte, tot legat de perfecțiune pe internet, nu știu ce, și a zis cineva că e cu roșu. Și că sigur e KFC. Da, e cu roșu. Bă, sunt mulți cu roșu în industrie, adică e Netflix, e Coca-Cola, știi, adică te luți paru, e PSD-ul. Sunt mulți cu roșu, te bați cu mult roșu. Chiar aveam o discuție cu agenția că noi am lansat practic business-ul ăsta ca un experiment social, i-am zis. Chiar am vrut să vedem ce zic oamenii, dacă această idee e suficient de crazy încât să fie credibilă sau să zică oamenii, nu știu, au luat-o lumea razna. Exact, exact. Și
obiectivul nostru a fost de engagement. Am vrut să facem buzz, nu conta neapărat dacă redacțiile sunt pozitive sau negative, că noi după oricum veneam cu review-ul și explicai, băi, nu e așa, stai așa că nu e așa. Tocmai fix invers, știi? Și în momentul în care au apărut discuțiile astea, că e KFC, că nu e nu știu ce, chiar vorbeam cu agenția, zic, băi, nici nu ne puteam dori mai mult. Și ideea tare a fost că am avut un site pe care puteai să te înscrii, să-ți cosmetizăm imaginea în social media. Și au fost agenții mai mici care ne-au trimis pentru clienții lor, voiau să le facem verticale perfecte pentru social media. Au fost artiști, muzicieni, care la fel voiau să apeleze la serviciile noastre. Deci a fost crazy, pe lângă oamenii obișnuiți care voiau și verticale. Și am zis, băi, a fost atât de bine încât... Cred că puteți să faceți o nouă agenție, știi? Că ai zis de bine, aibă și agenție, știi? Păi noi chiar am vrut să fie pe Colonel bune. Colonelul Advertising. Am vrut să fie pe bune și de-aia am și făcut paginile de social media pentru business-ul ăsta și unor oameni care ne-au trimis le-am dat verticalele înapoi să și le posteze. Deci chiar ne-am comportat ca o agenție ca să ce ținem tari. Discuția. Ce tare asta, m-au dat feedback eventual. Nu, pot să make the logo bigger. Am avut noroc. N-ați avut ăștia. Ce tare. Da. Și serialul e disponibil acum, nu? Poate să-l vadă toată lumea. Da, serialul e disponibil pe YouTube și e povestea acestor patru tineri care le-a venit ideea asta nebună să cosmetizeze imaginea oamenilor în social media. Liceeni, mi se pare, sunt din liceeni? Liceeni, da, sunt clasa 12-a. Și cel mai tare e că ei chiar fac niște cropuri, le zic, cropuri perfecte. Și trebuie să urmăriți că e super amuzant până ajung la un, mă rog, cea mai complicată chestie care e un live perfect. Ok, cropurile ca cropurile, că poți să faci un Photoshop, cine se pricepe un pic mai bine poate să-și feicuiască viața dacă vrea cu adevărat, dar un live e mai greu. Da. Da. Link în descriere și către cropuri, către serial. Deci ăsta este ultimul proiect, cel mai proaspăt. Da. Asta e nou născutul, cum ar veni. Am avut o poveste cu el, ca majoritatea brandurilor acum cu pandemia. Noi am lansat business-ul fix înainte de pandemie, deci pe la început de martie, cu două zile înainte să lansăm serialul, a venit lockdown peste noi. Și am stat și ne-am regrupat, am zis, băi, ce facem? Aveam premieră offline, tot felul de evenimente. Da. Voiam să, mă rog, apare un track în serial, voiam să primăm track-ul ăla prin oraș, să poată lumea să-și facă poze cu el. Da. Și am stat și ne-am gândit, nu mai merge așa, am schimbat și line-ul serialului, am ajuns la viața nu e perfectă, dar poate să pară în verticala telefonului tău, deși înainte era un pic diferit. Și ne-am recupat, am făcut un site, o avantpremieră online pentru influencer, jurnaliști. Și mi-a dat și mie cartea asta, a venit cu bucket. Am făcut un bucket care nu era în plan la început, dar ne-am gândit că e mai ușor așa să duci mesajul la oamenii care stau acasă. Normal. Și ne-am regrupat la fel super rapid și am zis, băi, hai să facem un bucket pe chestia asta și l-am îmbrăcat într-un sleeve, îi zicem noi, în care promovam și podcastul de pe Spotify. Am făcut un... E podcast? Că s-a l-am arătat. Podcast, da. The Caro Parks? Este jurnalul Liei. Lia este personajul principal și cumva nu este un narativ în paralel, ci sunt alte layere ale poveștii. Noi am pornit serialul ăsta din tensiunea asta, că toată lumea își fecuiește viața pe net. Și... e complicat să fii pe bune într-o lume în care toată lumea mai pune un filtru. Concurență neloială, cum i-am spune. Exact. Și atunci, în timp, lucrurile astea pot dăuna atât celui care scrollează pe social media, cât și prietenilor lui. Adică treci dintr-un fakeness în altul. 100%. Low self-esteem, chiar depresie. Chiar are un impact social puternic, toată plastifierea asta. Exact, noi am pornit de la niște studii, de fapt, insight-ul ăsta a pornit de la niște studii, am cercetat și cu niște psihologi, practic, toată discuția asta și ne-am dat seama că chiar e o problemă pentru tinerii chestia asta. Și scenariul a fost mult mai mare inițial, serialul trebuia să aibă vreo 10 episoade, au ieșit 4 până la urmă și am zis că toate tensiunile pe care nu le-am putut explora în serial, le-am explorat în podcast, unde Lia practic povestește toate dramele interioare, mă rog, certurile cu părinții. Tare asta. Chiar are un podcast în care zice că o să mă refugiez un pic pe social media, că acolo e mai liniște, că nu mai suporta ce se întâmplă. Probabil că nu pe Facebook, când zice social media, că pe Facebook nu-i liniște niciodată. Don't go on Facebook când vrei liniște. Da. Marfa, rău, permit să mă uit și eu la serial, nu m-am uitat, permit să mă uit, când o să pun link în descriere, o să profit de el și o să mă uit și eu la el. Mai ales că are 4 episoade, a cât?
80 minute fiecare, deci. Ah, dar genul tău l-ai păpat. Da. Jablaf. Și ce mai tare e că de data asta chiar am lucrat cu niște scenariști de film, ca să construiască foarte bine personajele, o să vedeți că fiecare are un rol foarte bine conturat. Există și un David care nu vorbește foarte mult, e introvertit, dar are mimică, gestică și este personajul cheie în anumite momente. Și am mai primit niște comentarii apropo de modul în care sunt scrise textele, că sunt foarte multe englezisme și așa, și oamenii ne-au judecat, dar noi lucrăm cu niște puști, practic, și verificăm cu ei foarte multe lucruri. Ne asigurăm că limbajul pe care îl folosesc ei. Exact. Da, exact. Ca să relaționeze cât mai bine cu... Corect. Da, și eu mi-o mai iau din când în când, cel mai că vorbesc ro-ngleza, mă mai mânjesc, ca e. E foarte greu pentru că, odată, consum foarte mult conținut în engleză, adică 75% conținut în engleză, serialele, nici mai zic, seriale, filme, eu n-am mai văzut un film românesc de 1 milion de ani, că acum o să văd și un serial românesc după, știi? Și e greu pentru că tot timpul asimilând în engleză, mintea ta începe să stea în engleză. E plus că ești într-o industrie în care așa se vorbește, adică... Kind of reminder, exact. Știi? Adică suntem în industria kind of reminder. As per my last email. Da. Aceia care nu știu, acest kind of reminder în agenție la modul când cineva îți dă un task de făcut și tu, efectiv, poate ai uitat sau ai altele și e super urgent și trebuie să zică, boss, ce-ai făcut? Îți zice, hei Marian, kind reminder pe acest proiect. Și la modul, nu e nimic kind în acest kind reminder. Lasă-mă că întreb. Exact. Da. Kind reminder. Altă întrebare. Mai vreau să mai zic o chestie apropo de serial, că îți recomand, dacă vrei, dacă tot nu te-ai uitat, să te uiți de pe site thecroppers.ro, pentru că am făcut acolo o experiență diferită. Adică dacă te uiți pe verticală, am filmat din două perspective. Dacă te uiți pe verticală, vezi partea frumoasă a poveștii. Dacă te uiți pe orizontală, o să vezi de fapt realitatea, cum cropuiau ei pozele alea. Pe verticală îl cropuiau pe un tip care era super bling-bling, așa, și pe orizontală o să vezi cum intră bunica lui în cameră, într-o casă veche și chestii de genul. E mega tare experiența. Adică... Deci e mai bine de văzut pe telefon, cu alte cuvinte. Pe telefon, și da. Te uiți așa și la un moment dat faci așa să vezi realitatea. E, practic cât îți semnalează telefonul, să vezi la un moment dat momentele în care... Eu mă pregăteam să mă uit pe televizor, sincer să fiu, dar zici că pe telefon e alt... Oricum, 10 minute poți să acabă. Măcar să vezi chestia asta, că adaptarea asta pentru pandemie ne-a ajutat super mult în contextul ăsta, că n-am folosit tehnologie doar de dragul tehnologiei, ci ea chiar are un rol în povestea asta, pentru că te face să vezi două perspective diferite ale poveștii. Link în descriere. Marfă. Mișto, adică îmi place că e un... Nu e un proiect doar așa, gen, pac, l-am făcut, l-am aruncat. Are mai multe înțelesuri, știi? Și are și o idee puternică în spate. Da. Frumos, elegant, civilizat chiar. Mi-a răspuns care sunt proiectele de care ești cea mai mândră. Da. O întrebare, asta e întrebarea aia de care spuneam eu la început, că chiar sunt curios. Care e produsul tău preferat de la KFC? În afară, evident, de sosul de usturoi. Dar produsul? Crispy Strips. Amin. Crispy Strips cu sos de usturoi. Cum îți ziceam, aici era, intra povestea cu Barcelona. Că... Suntem din același film, deci ăla e, plus unu. Și ce mai îmi place, Boxmaster, de care povesteam mai devreme că l-am lansat tot printr-un serial. Schim, scuze, care Boxmaster are... zici că e un soi de shawarma. Scuze că comit un sacrilegiu, că acum cred că la modul s-a detonat o bombă. Nu este shawarma, este Boxmaster. Este un rap. Este un rap, cu W înainte. Da, ce e tare la el, eu sunt super mega fan cartofi prăjiți și are un hash brown. Hash brown ce e? Un patty de burger, cum ar veni, dar din ăla de cartofi pe care îl prăjesc. Stai, ce e un hash brown? Un patty. Ok, tu zici acum ce e un patty? Patty e bucata de carne pe care așa, o am burger, așa se numește. Aha, ok. Ăsta este un burger care are o bucată de carne, are acest patty, un cartof așa mai mare. O să aflăm astăzi. O să aflăm, nu se mai poate. M-ai influențat, Tina. Ești influencerul meu astăzi. Deci Crispy Strips for the win, nu? Și acest Boxmaster. Boxmaster. Cum era la Boxmaster să fie ăsta doar of taste, să fie influencer, să fie imagine? Nu se poate vizia KFC-ul, da? E o glumă. Box, ați prins-o? Ne, slab. Stai așa, cam în... Am aici ajuns. Am tot timpul la îndemână. Cum ți se pare... Că, deci cu alte cuvinte, ca să mă întorc puțin în trecutul discuției noastre, tu faci chestia asta de vreo 7-8 ani? Da. Cum ți se pare social media în anul 2020?
Dacă după mă Hristos. Întrebai asta la începutul anului, aș fi zis că a evoluat super mult. Dar mi-a trecut între timp. Tot, cu tot fake news-ul ăsta și... Exact. Între timp a venit pandemia și am văzut, cel puțin din studiile pe care ne-am uitat noi, că oamenii nu-și mai doresc neapărat în momentul ăsta chestii atât de sofisticate, cum visăm noi cu insider, cu nu știu ce, ei vor să știe că lucrurile sunt safe, că pot să se ducă acolo, adică s-a simplificat super mult treaba, din păcate. Din fericire, tot perioada asta ne-a arătat că trebuie să ne adaptăm, adică dacă înainte ne adaptam, nu știu, mai venea un trend, după câteva luni mai făceam și noi ceva sau la câțiva ani, acum lucrurile s-au schimbat de la o săptămână, de la o lună, poate chiar la o săptămână. Da. Și noi am fost în situația în care am gândit campanii foarte rapid, pentru că nu aveam ce să facem. Asta e, real time marketing, literalmente real time marketing. Nu mai o glumiță, mai trimitem un bucket, mai nu știu ce, nu, chiar a trebuit să ne repliem foarte repede și am văzut mulți care s-au mișcat în zona asta, nu știu, care și-au schimbat modelul de business, ceea ce ne-a digitalizat, să zic așa, fără să vrem. În schimb, am văzut, mă rog, pe zona de branded content, la fel, o evoluție foarte mare în ultima perioadă, nu neapărat în 2020, dar în general am observat și mi se pare ok, pentru că oamenii nu cred că își mai doresc advertising de tip clasic, adică am eu produsul meu, ți-l pun în față, uite o postare, ia, mai facem și noi chestia asta, dar cumva am decis să facem strategia asta pentru că ne-am dat seama că e foarte ușor să dai taps, swipe, skip, da. Ai... Da, utilizatorul e acolo și trebuie să-i dai ceva care să-i placă, pentru că altfel o să... Da, brandul trebuie să devină creator de conținut și pe bune, exact. Ceea ce face și voi. Trebuie să înliverezi ceva cu adevărat mișto, gata cu pozele alea, cu cafeluța, cu... Cu pisici, bună dimineața! Hei, mi-a zis untul, bună dimineața! Știi? Un brand de unt mi-a zis bună dimineața, chiar o să am o dimineață bună, știi? Exact, nu mai e cazul. Și când, nu știu, când folosești influencer, na, cum facem și noi, și tu muncești foarte mult pentru conținutul tău, e clar că trebuie să faci ceva, nu mai merge cum mergea acum câțiva ani. Aveam un template, puneam toate postările acolo, produsul și aia. Dar mai e o chestie. Mie mi se pare că suntem într-un punct, de luând în considerare ce s-a întâmplat până acum, cu un punct în care avem cea mai mare cantitate de conținut ever, adică niciodată nu a fost atât de mult conținut pe internet. Începând cu YouTube-ul care bubuie, sunt apar creatori în continuu pe bază rulantă, continuu cu Netflix, unde Netflix-ul bagă seriale în continuu. Dacă intri Netflix, gata, adio viață, știi? Stai acolo. Și ajungând până la TikTok, unde pe TikTok deci apar niște oameni de absolut nicăieri. Nu știu dacă știi pe băieții ăia cu Izoleta, care au cântat maneaua și au luat maneaua și au făcut Izoleta, nu știu cum. Și a ajuns până la Izoleta 20, ceva de genul. Adică sunt niște oameni normali care sunt aruncați în stratosferă cu ajutorul TikTok-ului, știi? Și creează conținut pe bandă rulantă și... Păi da, asta e practic, asta e impactul pe care îl are tehnologia în momentul ăsta, că poate transforma orice om. Literalmente orice om. Dacă orice până om. Acum o ziceai în prezentări doar ca să sune bun, bine, știi? Ai un telefon, poți să fii vlogger și până să ajungi vlogger, tati, trebuia să înveți să editezi, să nu știu ce să mâine. Acum pe TikTok, literalmente oricine. Ai tot acolo, oricine. Exact, oricine. Da. Nu sunt promotor TikTok-ului, pentru că nu. O să vorbim despre asta. Nu mi se pare că e un loc cu conținut super quality, dar mai sunt și creatori de conținut wow acolo, și din România chiar. Da, e tare că au schimbat paradigma din nou, mi se pare. Cum? Au oferit această liberalizare, toată lumea să aibă acces practic la niște tool-uri și să poți să le folosești dintr-o aplicație, adică e suficient, nu-ți mai trebuie 7 aplicații de editare, de filtre, de nu știu ce. Da. Au o groază de tehnologie în spate, totul. Mă rog, au liberalizat și datele tale pentru chinezi, acum asta e partea a doua. Da, am văzut și asta. E haos pe partea asta. Ieri am citit o știre că Amazon le-a dat mail intern tuturor angajaților că pe telefoanele pe care au adresa de mail trebuie să șteargă TikTok-ul. Ok, poți să ai TikTok pe alt telefon, dar pe telefonul ăsta unde ai tu adresa ta de muncă, no, it's a no. Începe războiul pe partea asta, știi? Era și cazul. Ideea e că nu e de ajuns doar să ai acces la tehnologie, nu știu, pentru noi, de exemplu, zic, în 2020, social media, cum facem noi lucrurile. Ne uităm la insight, ce vorbeam mai devreme, să fie relevant pentru target. Asta înseamnă că trebuie să știi targetul foarte bine. Ce mănâncă, ce consumă pe online, ce canale folosești. Insight-ul sunt informații din interior, da? Se uită la informații ce gâdilă pe oameni, iar exact. Targetul sunt oamenii cu care vrei să vorbești. Am zis că poate mai sunt și oameni aici care zic, da. Mai lasă-mă cu engleza aia. Așa. Apoi cred că trebuie să ai
un purpose, scop. Foarte bine stabilit tu ca brand, pentru că oamenii acum, ok, sunt interesați de produsele tale, dar nu mai e doar despre produse. Trebuie să simtă că tu crezi în ceva și că faci niște lucruri pentru ei sau pentru comunitatea în care ești. Exact. De-aia avem noi filozofia asta de brand, fi pe bune, nu perfect, și o folosim cumva în toată comunicarea, pentru că ni se pare că reprezintă modul în care noi comunicăm și ce dorim noi să învețe tinerii de la noi. Știu că le reprezintă și pe Colonel. Deci da. Am avut ocazia, KFC-ul m-a trimis în, nu mai știu, noiembrie, decembrie, am fost în Kentucky, în Louisville, de unde a pornit povestea KFC-ului și am aflat multe lucruri despre Colonel. Și fix așa era, un om pe bune, tată. Păi da, practic firul ăsta, loșu pe care îl folosim noi în comunicare, n-a apărut pur și simplu, a fost inspirat de Colonel și faptul că el la 67 de ani a deschis practic primul KFC și și-a dorit, a fost întotdeauna un om vizionar, la fel, foarte pe bune. Și chiar credea în lucrurile pe care le făcea și de asta cumva de acolo a izvorât practic chestia asta, plus combinat cu faptul că puiul nostru e pe bune, adică o bucată de pui nu seamănă cu cealaltă, tocmai pentru că nu este ceva super procesat, noi pregătim puiul în fiecare zi în restaurant și practic cumva așa s-au legat lucrurile și de asta... Cum vă, uite, asta nu aveam notat aici, dar mi-am uitat acum, voi cum vă luptați cu, că internetul acum e plin de fake news, cum vă luptați cu... E fake news-ul ăla că găinile, puiul de la KFC e de la pui cu 15 aripi, aripi 2 capete, 364 de gheare și cum vă luptați? Păi am făcut campanie în care ai fost și tu, da? Bucătăria pe bune, am spus. Noi am dat acces oamenilor în restaurantele noastre și în bucătării și au putut să vadă singuri cum care arată e procesul. Cum arată puiul, de unde vine el, unde e depozitat, cum că e proaspăt, nu e congelat, cum e dat prin făină, tot procesul practic. M-am distrat super tare atunci în restaurant, a fost super funny. Ne gândeam să facem pe termen mai lung asta, dar este foarte complicat, că noi am păstrat restaurantele deschise în momentele alea ca să putem să arătăm tot flow-ul și să înțeleagă oamenii ce e acolo și nu știi și tu că nu puteam să avem decât 3-4 oameni maxim pe tură și am zis da. Că ne gândim că poate o să mai facem și în viitor. Da, să treacă beleul ăsta. Să treacă beleul. Doamne ajută! Uite că vorbeam de cropers, de filtre, de... În momentul de față, între toți utilizatorii ăștia, cred că sunt vreo 11 milioane de utilizatori de Facebook în România. Vorbim de Facebook pentru că în continuare e cea mai mare rețea de socializare. Cât de multă lume se ascunde după filtre? Eu zic că toți. Aici, incluzându-mă și pe mine, fără să fiu ipocrită, dar contează foarte mult măsura în care fac asta. Că unul își pune un filtru, altul, nu știu, pune poza de la nu știu ce restaurant sau nu știu, doar vacanțele în care s-a simțit mișto, nimeni nu pune chestiile alea nașpa. Da. Sau sunt foarte puțini. Deci ăsta e un filtru. Și ăsta e un filtru până la urmă, că chiar își filtrează și... conținutul. Da, corect. Tipul de conținut pe care îl afișează. Dar... apropo de evoluția tehnologiei, mi se pare că în momentul ăsta e foarte simplu să cazi pe o pantă greșită, nu știu, până la deepfakes, chiar că avem noi în croppers un moment în care se întreabă ăștia. Deepfakes sunt filmele alea de, că apăruse recent un film XXX în care au luat fața unei cântărețe de la noi și a pus fața cântăreței pe fața actriței porno. Exact. Și efectiv ziceai că e ea. Mă rog, dar îți dai seama că dacă te uitai. Nu a ajuns încă acolo tehnologia, dar probabil că e înspăimântătoare. Da, poți să fii oricine vrei tu. Internet. Dacă chiar te pasionează chestia asta, cred că la un moment dat o să poți să ajungi cine vrei tu. Și aici e problema, de fapt. Nu e problema că îți pui filtre, ci problema e în momentul în care nu mai ajungi să discerni între ce e, să distorsionezi foarte mult realitatea și să discerni... ce între... faci cu ele, că dacă faci rău cu prin exact. Chestia asta, că cel care a făcut deepfake-ul ăla cu vedeta respectivă a făcut un lucru oribil. Da. Să discrediteze sau, în fine, scopul din... Da. Scopul poate din... a fost amuzament, dar fără să-și dea seama... ecou-ul a descreditat. Ai găsit oameni care probabil nu știu că l-ai deepfake și acum cred, da, ai văzut mă clipul ăla cu, știi? A bupuit cutia Pandorei. Da. Așa e și de asta cumva am făcut și noi serialul ăsta, să le arătăm oamenilor că e foarte ușor să ajungi acolo, e foarte periculos în același timp și am vrut să transmitem și un mesaj educativ, că noi știm că viața nu e perfectă, dacă e ok că nu e perfectă, că nu suntem toți la fel. Și ar avea vieți super plictisitoare dacă am fi toți la fel. Chiar are Lia în un manifesto, nu mai știu dacă în podcast sau în serial, în care zice despre asta. Dacă stau să mă gândesc mai bine, toate verticalele alea perfecte pe care le-am pus noi la un loc, dacă nu fac câte o orizontală pe bune. Și cumva, mă rog, mi se ridică părul. Da, e marfă. Eu relaționez cu chestia asta, mișto. Că mă reprezintă și pe mine personal și îmi dau seama că și eu fac chestia asta și prietenii mei fac chestia asta și influencerii fac chestia asta și
important e într-adevăr unde tragi limita aia și cumva cred că și voi, creatorii de conținut și noi ca branduri, trebuie să avem o responsabilitate față de consumatorii noștri și să nu încercăm să-i ducem de nas, pentru că, na. Sunt total acord cu chestia asta. Poate greșeli mai facem pe parcurs, dar e important să le facem, cum ar veni, din culpă, nu greșeală premeditată. Exact. Adică cu toții greșim, dar să nu avem interese meschine în spate. Și atunci când realizăm că am greșit, să încercăm să îndreptăm greșeala, să nu mai facem. Da. Frumos. Frumoasă discuție de impecabilă. mi-ai povestit despre The Croppers. Da. Mi-ai povestit și cum ați ajuns la idee. Câți oameni au lucrat la proiectul ăsta? Ca să înțelegi răspunsul, o să zic că am filmat 6 zile, cred că cele 4 episoade. La noi un proiect... V-ați mișcat repede! Ca să-ți explic de ce. Evident, avem considerente de buget. Nu suntem o casă de producție care face filme. Și cumva știu că, în mod normal, într-o zi de filmare, să zicem de film, ei trag cam 10 pagini, să zicem, de scenariu. Noi am tras dublu, poate chiar mai mult. Adică au fost momente în care n-am avut pauze. Mă rog, cumva am compensat cu pasiune, spunem noi. Da. Și nu doar că am filmat cele 4 episoade, trailer, videourile pentru business, dar noi pentru fiecare episod în parte facem un media plan de promovare, practic niște materiale de promovare pentru toate canalele de social media dedicate, adică le schimbăm în fiecare săptămână și practic tot conținutul ăsta, ședințe foto, videouri scurte, Insta stories, toate nebuniile astea se fac tot în zilele alea de filmare, deci este o nebunie, sunt foarte mulți oameni implicați într-un proiect de ăsta. Dacă punem la socoteală agențiile de PR, de media, de creație, scenariștii, am avut niște consultanți externi, casa de producție, noi, echipa de la client, cred că suntem peste 100 de oameni care au lucrat la... Văleleu! Să se noteze că la vlogurile mele lucrez eu cu Georgiana Stășica. Da, sunt niște proiecte mari care se fac în câteva luni de zile complet. Oricum, n-am văzut serialul, am văzut trailerele și se vede calitatea, adică se vede că e la calitate de serial ca Netflix, exact. Adică așa arată. Asta practic ne-am propus de la început, de-aia nici n-am făcut episoade mai lungi, că tot ne întreabă lumea în comentarii pe YouTube de ce nu le faceți mai lungi. Cumva avem și noi niște restricții, dar am zis că nu o să facem niciodată rabat de la calitate și am încercat tot timpul să fim cu un pas înainte, apropo și de layerele astea narrative și de podcast. Am zis noi că e primul podcast al unui personaj de serial, că nu s-a mai făcut în România. De-aia am făcut și site-ul ăsta, să ai experiența aia. Adică nu vrem să fie doar un serial, până la urmă e un ecosistem digital care funcționează șmecher, în social media. Șmecher. Adică aceia dintre voi care lucrează în domeniul ăsta își dau seama de cât de inovative ceea ce ne spune de tine aici. Cei care nu lucrează în domeniul ăsta poate vor zice, credeți-mă, ca om care a lucrat în comunicare și ca creator de conținut, apreciez și, cum să zic, respect, știi? Și podcastul, de exemplu, cum ziceam, că sunt niște leere narrative, dar n-am vrut să accesăm un canal nou, că făceam și noi publicitate pe Spotify înainte. Ai un spot scurt acolo, 15-30 de secunde, promovezi un produs sau un serviciu, dar toată lumea face asta. Și am zis, băi, dacă intrăm acolo, vrem să intrăm cu ceva altfel. Să-l trimiți să rămână în Spotify, exact. Adică și tu îi faci reclamă podcastului, exact, nu? Exact, da. Și am promovat podcastul. Da, la alt nivel. Frumos. Cum crezi că ar arăta contul de TikTok al colonelului dacă ar mai fi printre noi în 2020? Fizic, că el cu spiritul este. Iată-mă, sunt aici. Iată. Sinceră să fiu, ne-am tot gândit și noi la chestia asta. Mă rog, am tot cochetat cu ideea de a face ceva cu colonelul și l-am folosit anul ăsta pentru prima dată într-o activare de online, cum îi zicem noi, pentru să promovăm Smart Menu. Am făcut un restaurant virtual în care ghidul era colonelul Sanders și practic te ajuta să descoperi ofertele. Ați avut o activare, au venit într-o zi la mine aici și mi-au pus pe ochelari. Da. Și cumva am încercat să vedem cam care e relația oamenilor cu colonelul, pentru că noi în România nu l-am comunicat niciodată. Știm că nu sunt unii oameni care știu cine e colonelul Sanders, dar nu-l asociază neapărat cu KFC.
Cred că dacă ar fi să fie pe TikTok, ca să revin la întrebarea ta, ar fi cu challenge-uri, pentru că el era un om super, super pe viață, super pe bună, așa, și cred că ar sta bine în TikTok. S-ar băga pe dansuri pe astea. S-ar băga pe dansuri, pe melodii speciale, pe ringtone-uri, pe... Cred că ar fi bine. KFC se duce pe TikTok? O să se ducă? Nu trebuie să găsiți încă. Format, trebuie să găsiți ceva original, ceva inovativ. Exact. Nu? De-aia nici n-am așteptăm cu interes, vă dau follow. Avem o întrebare de final, dar desigur, după întrebare poți să mai faci tu orice completare. Și am făcut și o rimă, bam, bam. Care e cea mai importantă chestie pe care ai învățat-o de când te joci pe internet? O să pară că nu sunt deloc modestă, dar dar mi se pare că e important să fii vizionar. Adică, în primul rând, să vrei să faci lucrurile diferit, cumva să ieși din mulțime. Și să fii înconjurat de oameni care să creadă în tine și în ideile tale nebune. Cred că ăsta e cel mai important, deci în momentul ăsta. Dacă unul dintre oamenii care se uită sau mai mulți dintre oamenii care se uită sau ascultă podcastul ăsta, se gândesc de mâine să înceapă ceva pe internet, să deschidă o tarabă, un chioșc de conținut pe internet, ăsta ar fi sfatul. Da, să se uite practic la ce e în piață, trebuie să fii tot timpul pregătit și să știi cu ce se mănâncă industria în care vrei să intri și niște industrii conexe ca să poți face asociere apropo de tehnologii și lucruri de genul ăsta și să te duci pe o nișă unde nu sunt foarte mulți oameni acolo sau, mă rog, branduri sau alți creatori de conținut ca să poți să te joci în playground-ul ăla. Și totuși să știi cum se comportă oamenii în mediul ăla ca să le dai ceva relevant pentru ei. Că așa sunt foarte mulți oameni, apropo de conținutul pe care îl găsești peste tot. Fă research, documentează-te serios înainte să te arunci cu capul înainte și înconjoară-te cu oameni care să creadă în viziunea ta și în... După aia cred că totul se aliniază. Adică dacă tu ai un scop foarte bine stabilit și știi că vrei să ajungi în punctul ăla, universul să te ajute. Frumos. Să treacă. Frumos zis. Da, eu aș avea o completare la asta, că îmi place. Sunt de acord. În același timp, fii atent la... Adică nu... Filtrează-ți chestiile prin coloana ta vertebrală. Folosește coloana pe post de filtru. Adică chiar dacă o să observi că dacă îți bagi niște bețe chinezești în nas și faci un dans nebun pe TikTok, probabil că o să faci 1 milion de vizualizări, trece chestia asta prin coloana ta de vertebrală și întreabă-te ce ar zice mama dacă m-ar vedea făcând asta? Da, sau, nu e... Ce ar zice un om pe care îl respect foarte tare? Nu știu... Să zicem că le respecti foarte tare pe Jay-Z. Ce ar zice Jay-Z dacă te-ar vedea? Știi? Nu e ok tot timpul să te duci pe trend. Evident, nici noi nu facem asta. Adică trebuie să găsești ceva care să se potrivească cu tine ca să fii credibil. Pentru că altfel o să par fake și să zici, da, uite altul care a încercat să profite și el de o situație favorabilă. Da, corect. Da, e important asta și cred că ar mai fi o chestie. Acum când pe măsoară ce ori mi-am venit asta. E bine să ai un mesaj în spate totuși. Că uite, KFC-ul are, fii pe bune, știi? Adică voi tot ce faceți, end of day, aveți un mesaj. Aveți un de ce în spate, știi? Da. Și contează foarte mult asta. Știu că e complicat. Că la început vorba aia, când îți deschizi chioșcul, ești, hai mă, să facem ceva pe internet, să facem și noi izoleta 20, hai să gândim, hai să glumim. Dar dacă vrei să fii pe termen lung, să fii aici în lumea asta, bă, măcar 20 de ani, să rămâi în industria asta, să fie relevant, și să îți câștigi pâinea din chestia asta, cred că e bine să te gândești să ai și un țel în spate. Pentru că țelul ăla o să funcționeze ca o locomotivă. Da, asta m-am uitat, am luat eu razna. Dar știi care e faza? Că tu m-ai provocat, că ai zis niște chestii, că dacă ziceai niște chestii superficiale, eram la modul aia. Super! Nu, știi? Da, am zis ai mai... zis niște chestii deep, știi? Și ele m-au provocat să mai vin și eu cu ceva, știi? Eu de asta am zis că rezonez foarte tare cu mantra asta, cu fii pe bune, nu perfect, și cred că de aia sunt atât de pasionată în ce fac, că eu chiar cred în asta. Contează cel mai mult, cel mai mult asta, să crezi în ceea ce faci. Amin. Tina, un mesaj pentru oamenii de la noi din comunitate de aici, așa, care se uită la noi și care au ajuns până în acest punct al vlogului, podcastului. Mulțumim că ne-ați urmărit și dacă aveți întrebări, lăsați-le Marian în comentarii și răspundem cu drag.
Deci e făcută pentru chestii. Cred că urmează următorul proiect o să fie vlogging cu Tina, știi? Super, șmecher. Bun, mersi că ai venit. Mersi pentru toate informațiile astea. Mult succes înainte. Să fie, să te uiți la serial. Da, permit. Chiar o să mă uit. Mă uit cel puțin la unul. Dacă m-a prins ăla, mă uit la toate. Așa sunt și cu seriale de pe Netflix. Le dau o șansă și dacă nu, aia e. Eu zic că ăsta e cel mai tare, încep cu ăsta. Croppers. The Croppers. Da. Mai nu că la random m-am uitat. Da? La random m-am uitat. Uh-huh. La asta nu m-am uitat. Și la social media m-am uitat. Și Friendzone ți-a mai rămas. Și ăla trebuie să mă uit. Mi-am făcut tema, mi-am făcut program. Deci dacă nu mai vedeți vloguri în perioada următoare, da asta. Pentru că dacă să... m-ai invitat, am zis că să vin cu... Bine, ăsta a fost podcastul. Mulțumim pentru atenție. La revedere. Hai, ce buton să apăs? Că trebuie să apăs un buton. Zi? Nu. Nu, badge-ul, ha? Hai mă, ha. Gata, la revedere.